Administrația locală Sighetean a luat în calcul și posibilitatea de a înființa o echipă de fotbal în oraș. Ceea ce se dorește, într-adevăr, este înființarea unei echipe de fotbal. Pentru că nu este normal o oraș ca Sighetul Armației să nu aibă o echipă de fotbal, măcar în prima ligă. Vorbim de divizia de, în condițiile în care avem o bază sportivă bună, în care s-au băgat foarte mulți bani, în condițiile în care o comunități mult mai mici din jurul Sighetului, mă refer la Sara, eu știu, Sara, sau o echipă în divizia de. O să încercăm să vă prezentăm în luna ianuarie anului viitor un draft de buget, o clubul sportiv municipal, unde să fie cuprinsă și secția de fotbal. De ce faceți basket și nu faceți? Lăsați baza aia sportivă să stea goală. Copilul meu joacă fotbal. Trebuie să meargă nu știu unde, Îmi doresc să facem o echipă la nivel de județ, toată lumea, toți consilierii, chiar de PSD-ul, chiar de Nașalal, toți vorbesc. Să putem și să promovăm copii și acolo. Nu mă interesează. Putem promova, dar la ce sumă ne gândim să punem din Consiliul Local, dar să facem suma echitabilă pentru toți și să o împărțim la toți. Și fotbal. Toată lumea își dorește fotbal, fără discuție își dorește fotbal. Pentru că am pornit basketul mai repede, asta nu înseamnă că nu ne dorim fotbal. Mă bucur că s-a performat așa în basket, cum m-aș bucura să performeze și în fotbal. Domnul, colegul nostru, care este și membru în Consiliul de Administrație al domniei voastre, mă refer la domnul Remi, care este și președintele comisiei, alături de domnul Topșa, care și el este membru acolo. Haideți să facem un draft în luna ianuarie, pentru oricum, mai repede de februarie, nu cred că se va discuta pe buget de 2019 și trebuie să încapă sau să găsim soluția tehnică să încapă toate sporturile. Și nu trebuie ca unii să se lupte cu alții, eu cred că trebuie să fim în aceeași parte. Aleșii locali Sigheten au mai precizat că și-ar dori ca bugetul pentru sportul din Sighetul Marmației să fie bine stabilit de la începutul anului și să fie transparență.